Recunosc că am copilărit mai mult la țară, deoarece în desele vacanțe școlare eram dus la bunici. În curtea lor am văzut diverse păsări și animale. Ei bine, au trecut ani și m-am maturizat. Acum nu mai merg la țară în vacanțe și mă duc în alte părți în vacanță, de data aceasta de durată mai lungă. Am avut privilegiul de a vizita Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Mă aflu în fața unei vitrine unde este expus un pormisteț. În acest moment am avut pentru o secundă imaginea exponatului care este în Bătaia Puștii, pe un renumit domeniu de vânătoare, care din păcate în ultimii ani a devenit pentru câteva zile locul de pelerinaj pentru niște importanți și potenți oameni de afaceri. În scopul acestor întâlniri este de a decima această specie. Cred că în viitorul nostru apropiat ar trebui să se dea o lege prin care atunci când au loc întâlniri de genul acesta, poate nu va mai fi cel puțin mediatizat, pentru că prin mijloacele de informare relatează doar opiniile persoanelor care calcă pragul acestui domeniu și nu rezultatele și măcelul care are loc acolo, în scopul caritabil, așa cum explică ei. Dar pentru mine acesta este un masacru și sper că acest barbarism să se